Muzeul etnografic al Moldovei din cadrul complexului Muzeal Național Moldova-Iași este și în acest an partener în organizarea târgului de Crăciun al meșterilor populari, derulat de asociația Art Meșteșugurile Prutului cu sprijinul primăriei municipiului Iași. Aflat la cea de-a doua ediție, evenimentul reunește în Piața Unirii din Iași în perioada 15-18 decembrie 2022 peste 30 de meșteri și creatori populari care continuă să promoveze tradițiile meșteșugărești prin intermediul obiectelor autentice lucrate special pentru cele mai așteptate sărbători de peste an, Crăciunul și Anul Nou. Programul, desfășurat între orele 10 și 19, cuprinde expunere cu vânzare de obiecte meșteșugărești, demonstrații și ateliere interactive, susținute de meșterii populari din diferite zone etnografice ale țării, în domenii precum măști populare și recuzită specifică a laiurilor din perioada de renovare a timpului, dar și olărit, pictură icoane, cioplitură în lemn, port popular, împletituri din fibre vegetale, țesături, pielărit. Vizitatorii vor putea întâlni în târgul de Crăciun și colindători de la ASCOR, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi din România, filiala Iași, și Palatul Copiilor Iași, al căror repertoriu cuprinde colindă și alte obiceiuri tradiționale.